continuăm previziunile pentru următoarele două zile. Balanță, sunteți foarte ocupat cu problemele unei rude mai în vârstă. Pe plan social, traversați o perioadă bună și aveți ocazia să vă îndepliniți visele. Puteți avea reușite remarcabile. Eforturile investite într-o afacere încep să dea roade. Vă recomandăm să vă păstrați modestia. Scorpion, este o perioadă favorabilă comunicării și călătoriilor scurte în interes de afaceri. Reușiți să luați o decizie inspirată în privința relațiilor sentimentale. Aveți un spirit de inițiativă deosebit care vă garantează succesul și pe plan social și sentimental. După amiază, prietenii vă invită la o petrecere. Nu uitați că trebuie să vă mai și odihniți. Săgetător, sunteți comunicativ și convingător și reușiți să aplanați un conflict apărut în cercul dumneavoastră de prieteni. După amiază obțineți un câștig frumos dintr-o activitate comercială. În schimb, este posibil să suferiți un eșec pe plan sentimental. Vă recomandăm să vă păstrați calmul și optimismul. Capricorn, vă hotărâți să faceți o investiție profitabilă pentru familie și trebuie să faceți mai multe drumuri scurte. S-ar putea să dați piept cu birocrația, dar reușiți să vă descurcați. Sfaturile pe care le primiți de la un prieten cu experiență vă vor ajuta mult. Totuși, vă recomandăm să nu subestimați intuiția partenerului de viață. Vărsător, vă simțiți foarte bine la o întâlnire cu prietenii unde vă faceți remarcat prin talentul de orator. Vă recomandăm să fiți cumpătat la masă pentru că sunteți predispus la probleme digestive. Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, iar pe plan financiar nu aveți niciun fel de probleme. Pești, dacă vi se propune o colaborare, vă sfătuim să nu ezitați. Aveți toate șansele să câștigați bine. Veți lua decizia să încheiați o tranzacție și în curând se va dovedi că ați fost inspirat. Se pare că norocul vă zâmbește și dificultățile vă ocolesc. Totuși, ar fi bine să țineți seama și de sfaturile partenerului de viață. Acestea sunt previziunile pentru următoarele două zile. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni aici la Jurnal de Astre. Numai bine!